Printr-un program de finanțare guvernamental, e vorba de Programul Național de Dezvoltare Locală 2, primarul Comunei Horia a reușit în numai un an să construiască un dispensar nou în satul Cotu Vameș. Este o clădire mare cu etaj care are cabinete medicale, inclusiv unul stomatologic, săli de așteptare, vestiare, grupuri sanitare, instalații și spații adaptate pentru persoane cu handicap. Există un spațiu în rezervă pentru o farmacie. Aparatura și instalațiile sunt dintre cele mai moderne. Am reușit ca într-un an de zile să-l scoatem la gata. Deci într-un an de zile dispensarul este gata. Acum mai avem doar branșamentul la energie electrică, branșament, gaz, apă, toate sunt făcute. Doar trebuie semnat contractul de branșament și mai sunt câteva mici amănunte, probe pe care trebuie să le facem pentru a da spre utilizare dispensarul nou de la Cotu Vameș. Dispensarul vechi va căpăta o destinație pe cât de ingenioasă, pe atât de utilă în anumite împrejurări. Sperăm ca imediat în primăvară, când vom muta cabinetul în spațiu nou, acest spațiu să intre în renovare și ne-am gândit să-l avem ca și un spațiu social la dispoziția serviciului situații de urgență. În sensul în care, ferească Dumnezeu, se întâmplă un incendiu, o situație neprevăzută, să avem unde să mutăm familiile care, într-adevăr, provizoriu, cât își rezolvă situația, sigur că da. O idee foarte bună. Da, la acest moment, pentru că noi nu avem alte spații la momentul ăsta. Am înțeles totuși că aveți niște containere. Am achiziționat și 3 eurocontainere. Acestea sunt la fel pentru situații de urgență. Deja avem 2 persoane, familii nevoiașe care locuiesc în ele, pentru că spațiul de locuit pe care îl aveau este inuman. Adică pereții mai aveau un pic și cădeau pe dânsii. Și locuiesc în acele eurocontainere. Sunt legate la energie electrică. Au un pat, o masă, tot ce este necesar. Cheltuielile cine le plătește? Energia electrică, primăria. Noi plătim. Adică sunt cazuri sociale. Cazuri sociale, da. Beneficiar de ajutor social. Cristian Baciu se mai poate lăuda, deși nu are obiceiul, cu mai multe realizări. Dar fiindcă a fost vorba despre Cotu Vameș, vom mai pomeni aici doar despre modernizarea căminului cultural, o lucrare cu un deviz final de 500.000 de euro.